Bună ziua, dragi elevi, și bine v-am găsit pentru o nouă lecție de limba și literatura română în vederea pregătirii examenului național de bacalaureat. Mă numesc Răducea Mihaela și sunt profesor la Liceul Tehnologic de Transporturi din Ploiești. Lecția de astăzi își propune să recapituleze și să sistematizeze noțiuni pe care voi vi le-ați însușit deja în cei 4 ani de liceu despre curentul literar simbolism, o ideologie născută din contradicțiile societății capitaliste de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Simbolismul aduce o epocă a marilor ambiții lirice, a luptei cu inerția formală. Normele, rigorile clasice sunt respinse pentru a crea o poezie nouă, modernă, în acord cu o nouă sensibilitate. Vă reamintesc că subiectul 2 roman din variantele de bacalaureat vă aducea în fața unor texte literare la prima vedere, iar una dintre cerințele cele mai dificile, resimțite chiar ca o provocare pentru elevii de la liceu, era aceea de a argumenta încadrarea textului dat într-o anumită manifestare culturală. Îmi doresc astăzi să vin în sprijinul vostru pentru a recapitula împreună temele, trăsăturile și simbolurile acestui curent literar. Ne vom opri însă și asupra creației lui George Bacovia, un scriitor simbolist prin excelență, în a cărui creație regăsim toată recuzita de trăsături ale simbolismului. Vă amintesc că la subiectul 3 roman aveam ca cerință realizarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte despre tema și viziunea despre lume, procedee artistice și limbaj literar într-una din poeziile studiate aparținând marelui scriitor. Iar voi, dragi copii, ați studiat poezia lacustră sau poezia plumb, arte poetice aparținând scriitorului George Bacovia. Să începem, deci, lecția de astăzi, având ca titlu Simbolismul românesc și european, trăsături ale simbolismului în poezia lui George Bacovia. Etapele lecției de astăzi sunt următoarele. Vom discuta despre definiția curentului literar, proveniența, ne vom referi la reprezentanții în Franța, țara în care simbolismul literar se manifestă cu precădere, vom insista apoi asupra trăsăturilor simbolismului românesc și universal. Îmi doresc ca până la sfârșitul acestei ore să puteți să identificați singuri teme și motive simboliste, dar și trăsături ale curentului literar, astfel încât, cunoscându-le foarte bine, să le puteți aplica asupra unor texte literare, fie ele și la prima vedere, și mai ales asupra poeziilor studiate aparținând lui George Bacovia. Definiția simbolismului, această perioadă a marilor ambiții lirice, este un curent literar, simbolismul, apărut în Franța, ca reacție împotriva parnasianismului, a naturalismului, dar și a romantismului retoric. El promovează conceptul de poezie modernă. În concepția simboliștilor, descrierea rece, parnasiană, sau observația meticuloasă a poeților naturaliști, care urmăreau să decupeze o felie de viață, nu puteau surprinde altceva decât o realitate trunchiată, superficială, o lume a aparențelor. Termenul de simbolism provine din grecescul simbolon, intrat în limbă prin filieră franceză. Simbolul este un locuitor, un substituent. Înlocuiește expresia directă, vorbirea noțională și mediază cunoașterea pe calea analogiei. Numele acestui curent a fost dat de poetul francez Jean Moreas, care în anul 1886 publică articolul Program Le Symbolisme, un manifest literar în care teoretizează principiile simbolismului. Publicat acest articol în ziarul Le Figaro. În același an se constituie gruparea care se autointitulează simbolistă, condusă de poetul Stéphane Mallarmé. Tot atunci, René Gil înființa școala simbolist-instrumentalistă, filozofic-instrumentalistă și iată că numele de armonie, instrumental, da, aceste cuvinte aduc în prim plan o trăsătură specifică simbolismului și anume muzicalitatea versurilor. Alți poeți de orientare antiparnasiană îl considerau șef de școală pe Paul Verlaine. Aceștia și-au luat numele de poeți decadenți, iar reprezentanții de seamă ai poeților decadenți sunt Arthur Rimbaud, Tristan Corbière sau Jules Laforgue.
În țările cu o tradiție culturală puternică, precum Anglia, Spania sau Italia, simbolismul pătrunde mai târziu, la fel ca și în țările din centrul și sud-estul Europei. Iată copiii reprezentanții de seamă ai simbolismului în Franța. Poetul Charles Baudelaire, autor al volumului Le Fleur du Mal, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine sau Stéphane Mallarmé. Insistăm acum asupra ideologiei și esteticii acestui curent literar. Pentru că, dorindu-și să creeze o poezie nouă, care să elimine toate rigorile poeziei tradiționale, simbolismul reprezintă o reacție antipozitivistă și antiraționalistă. Poeții simboliști preiau din școlile anterioare tot ce se potrivește spiritului lor neliniștit și dornic de altceva decât ceea ce le putea oferi mediul lor ambiant. Poeții simboliști sunt receptivi la tot ce este nou în domeniul filozofiei, artei, științei în general. Preiau idei filozofice de la filozofii Schelling, Hegel sau Schopenhauer, sunt atrași de poezia lui Novalis, Edgar Allan Poe sau Walt Whitman. Arta orientală îi atrage deopotrivă. Insistăm acum asupra simbolismului românesc, partea cea mai importantă pentru a lucra subiectul 3 din variantele de bacalaureat. Începuturile simbolismului românesc coincid cu începuturile simbolismului francez. Această sincronizare avea mai multe cauze, în primul rând, faptul că o generație nouă se arăta receptivă față de efervescența din mediile artistice pariziene. Apare o nouă conștiință a artei și a condiției artistului la poeți români, poeți tineri care studiaseră sau călătoriseră în Franța, precum Ion Minulescu sau Dimitri Anghel. Ei se familiarizaseră cu noul spirit al sfârșitului de secol XIX și început de secol XX. Simbolismul românesc funcționează în mai multe etape. Primul moment este cel al tatonărilor, al experiențelor marcate de activitatea lui Alexandru Macedonski la revista Literatorul. El intuiește necesitatea unui nou curent literar care să surprindă o nouă sensibilitate artistică. El teoretizează acest curent literar chiar înainte să fi făcut acest lucru poeții simboliști francezi, doar că îl denumește instrumentalism. În anul 1880, simultan cu întâlnirile patronate de tânărul poet Mallarmé la Paris, Macedonski, tânăr și el, deschizător de drum, edita la București revista Literatorul, în care își publica atât articole teoretice, precum despre logica poeziei, cât și creații literare. Cea de-a doua etapă a simbolismului românesc era reprezentată de activitatea literară a poetului Ovid Densușian, întemeitorul revistei Viața Nouă. Etapa a treia este oferită de simbolismul formal al lui Ion Minulescu. El punea accent pe muzicalitatea versurilor, obținută prin efecte sonore și fonetice. Poezia lui este retorică, grandilocventă, ceea ce contravenea principiilor simbolismului de până atunci. Insistăm asupra etapei 4 a simbolismului, simbolismul bacovian. În creațiile lui George Bacovia întâlnim toată recuzita trăsăturilor simbolismului universal. Este un simbolism depresiv, izvorât din situația precară a proletarului intelectual, care se simte neînțeles. Je suis un autre, eu sunt un altul, afirma poetul simbolist francez. Simbolismul bacovian cultivă modalități de surprindere a corespondențelor dintre eu, lume, natură și univers. Și accentuez aici poezia plumb, arta poetică pe care voi ați studiat-o. Evocă idei, sentimente, senzații pe calea sugestiei sau audiției colorate. Acest principiu conform căruia senzații diverse, de ordin diferit, muzical, auditiv, coloristic, își corespund în plan afectiv. Pentru că, vă reamintesc copii, simbolismul este menit să șocheze, să impresioneze. Poeții simboliști se adresează tuturor simțurilor receptorului pentru ca poezia să fie simțită prin toți porii. Temele și motivele sunt tipic simboliste. Avem târgul de provincie, element al claustrării, peisajul interiorizat, descompunerea materiei. Dominantă la Bacovia este o neliniște continuă.
Partea cea mai importantă a lecției de astăzi privește trăsăturile simbolismului literar, pentru că poeții simboliști transmit stări sufletești și atitudini poetice. Nevroza, melancolia, disperarea și nesiguranța sau splinul, acest cumul de trăsături, implicând un amestec nedefinit de teamă, tristețe, pesimism, angoasă, fără a ajunge însă la acel pesimism grav al poetului romantic. Simbolul se realizează prin sugestie. De aceea Baudelaire numea poezia o specie de vrăjitorie evocatoare. Poezia simbolistă se opune enunțului logic, explicit și rațional. Simboliștii nu descriu, ci comunică, considerând că a numi un obiect înseamnă a suprima trei sferturi din farmecul poeziei. Să sugerezi este visul, afirma Stefan Mallarmé. Poeții simboliști nu narează, nu relatează, resping anecdotica, reportajul sau fabula. De exemplu, în volumul În grădină, Dimitri Anghel nu descrie florile. În volumul Fecioara în alb, Ștefan Petică nu descria fecioarele. Ion Minulescu descria corăbii mari, insule sau faruri, exprimându-și aluziv dorul de călătorii și tentația depărtărilor. Poeții simboliști comunică, mai ales senzații, ce corespund unor stări sufletești. Spuneam că ei se adresează tuturor simțurilor receptorilor. Mare inovație a simboliștilor în materie de prozodie o constituie folosirea versului liber, pentru că versul clasic apărea multor poeți simboliști ineficient. Rima este considerată simplă convenție. Voi vă reamintiți, într-adevăr, că în poeziile făcute de studiate de voi, precum poezia Plumb, George Bacovia utiliza rima. Da? Rima era îmbrățișată. Dar, în multe poezii simboliste, regăsim strofe asimetrice, cu vers liber, un ritm variabil ce corespunde muzicii interioare. Poeții au libertatea absolută în creație. Regăsim leitmotivul literar, armonie și asonanțe sau ritmuri elaborate care se împletesc frumos cu aparenta simplitatea versului. Corespondențele sunt acele legături invizibile, acele relații care se stabilesc între elementele universului material și planul interior, al emoțiilor și sentimentelor eului liric. Sunt analogii dintre senzații, emoții de natură diferită. Sunt un mod de sondare a abisului interior, de luminare a zonelor ascunse ale realității. În poezie, descoperirea corespondențelor îi se datorează lui Charles Baudelaire, autorul artei poetice cu același titlu, Correspondance, publicat în volumul Le Fleur du Mal. Poezia are ca punct de plecare credința că există o unitate a lumii, în temeiul căreia senzații de ordin diferit își se comunică între ele. Sunet, parfum, culoare se îngână și își răspund, afirma Baudelaire. Sinestezia este o figură de stil prin care se pun în relație realități receptate prin simțuri diferite și regăsim în poezia bacoviană tot soiul de imagini artistice, imagini tactile, vă amintiți poezia lacustră și parcă dorm pe scând rude, în spate mă izbește un val, împletite cu imagini auditive, cu imagini olfactive. Primăvară, o pictură parfumată cu vibrări de violet, spunea Bacovia. Muzicalitatea este un alt principiu al simbolismului, un principiu important. Paul Verlaine afirma, de la musique avant toute chose, muzica înainte de toate. Arta versurilor este arta muzicii, afirma și Alexandru Macedonski. Simboliștii pledează pentru muzicalitatea versurilor, un mijloc de obținere a sugestiei și inefabilului. Poeții simboliști dau deci importanță problemelor de formă, ritm, creând cele mai savante armonii verbale, pauze, asonanțe. Să nu uităm, copiii, de importanța verbelor la gerunziu, pe care le-ați regăsit și voi și care au efect muzical eufonic, tot așteptând, tot tresărind, spunea Bacovia în poezia lacustră.
Culorile, cromatica simbolistă, exprimă stări sufletești și atitudini poetice. Și nu întâmplător am ales să asociez prezentării mele la această trăsătura culorilor o pictură aparținând poetului impresionist Degas. Pentru că impresioniștii Degas, Renoir, Monet, Manet preferă combinații șocante de culori sau, din contră, estomparea contururilor, scopul fiind să șocheze, să impresioneze receptorii, la fel cum fac și poeții simboliști. Creația bacoviană, de exemplu, evoluează în mai multe etape de culoare. Violetul la Bacovia este culoarea tristeții, a apusului trist. Galbenul este o sugestie a bolii, a descompunerii fizice și morale. Verdele, care de obicei copiii exprimă optimismul primăverii, aici este o sugestie a nevrozei și labilității psihice. Negrul, expresia morții, a doliului funerar, în timp ce griul, și asupra acestei culori aș vrea să mă opresc, pentru că griul era sugerat prin lexemă, prin cuvântul simbol plumb, și voi a studiat această artă poetică, griul exprimă apăsare sufletească și claustrare într-un mediu din care proletarul intelectual nu vedea soluție de evadare. În diversitatea ei, tematica poeziei simboliste exprimă în ultima analiză o atitudine non-conformistă, de inaderență la o societate mercantilă. Poeții simboliști recurg la poziția de damnat. Starea lor este de solitudine, dezvăluie splinul poetului susținut de o întreagă recuzită a simbolismului. Regăsim tema condiției poetului și a poeziei, conflictul cu societatea care este incapabilă să-l înțeleagă. Natura este stare sufletească, iar cuplul nu e mai este proiectat în mijlocul naturii așa cum făceau poeții romantici. Natura este exprimată muzical, cromatic, ori ca simplu decor. Regăsim parcuri cu grădini cangrenate, florofilite, iar florile devin o sugestie a condiției umane efemere, supusă morții. Orizonturi marine, instrumente muzicale sau statui sunt motive literare ale simbolismului. Cromatica. Culorile dominante sunt cenușiul, albul sau negru, devenind culori ale obsesiei, în timp ce roșul, galbenul sau violetul sunt expresii ale stărilor anxioase. Motivul splinului. Iubirea cu reacții vitaliste sau maladive. Pentru că, în erotica simbolistă, se asociază iubirea acest univers floral. Femeia este hieratică, se mișcă într-o lume dematerializată, care și-a pierdut vitalitatea. Nostalgia ei deșteaptă senzații olfactive, ca la Ștefan Petică, pentru care făptura iubită era o roză parfumată. În creația bacoviană, femeia este și ea devitalizată, suferă de tuberculoză, de exemplu, este bolnavă, tușește, este supusă efemerității condiției umane. Instrumentele muzicale. Simbolismul aduce în poezie o gamă largă de instrumente muzicale și realizează corespondențe dintre emoție și sentiment. Vioara și violina exprimă emoții grave. Clavirul este un simbol al tristeții și al sentimentului disperat al iubirii. Fluierul este funebru, fanfara trezește melancolii, altădată muzica este țipată, isterică sau cântată la trompetă. La noi, Ștefan Petică evocă mai toate instrumentele muzicale, pornind de la vioară, pian, mandolină sau harfă. Ion Minulescu percepe muzica sentimental, iar Bacovia grav, dezvăluindu-ne stări nevrotice. Iubita cântă un marș funebru, ea plânge și a căzut pe clape și geme greu, ca în delir, în dezacord, clavirul moare. Anotimpurile. Un alt simbol bacovian, motivul toamnei și al ploii apar la toți simboliștii. Sentimentul ploii aduce stări depresive până la enervare exasperantă. Primăvara este la rândul ei generatoare de nevroze. Culorile crude, verdele puternic, soarele anemic, strivesc nervii. Amestecul de anotimpuri creează o stare de ambiguitate, într-o abandonare voită, în care sentimentul morții pornește de la ideea descompunerii. Insistăm acum copiii asupra artei poetice studiate de voi, poezia plumb aparținând lui George Bacovia. Este important ca în eseul
pe care l-aveți de realizat la subiectul 3, să insistăm asupra caracterului de artă poetică, pentru că poeziile studiate de voi în liceu sunt arte poetice. Ce este o artă poetică? Este acea poezie reprezentativă din creația unui scriitor, în care cu mijloace artistice proprii scriitorului se discută despre scopul artei și menirea artistului, astfel încât poezia devine o proiecție a propriilor stări sufletești. Tema poeziei este și ea de factură simbolistă și dezvăluie condiția poetului într-o societate meschină, artificială și incapabilă să-l înțeleagă. El devine un inadaptat, un poet damnat. Avem și o subtema poeziei, și anume singurătatea eului liric. Titlul poeziei, oferit de simbolul plumb, sugerează angoasa, greutatea sufocantă, un univers monoton, un spațiu existențial închis, claustrat, și vă reamintesc de motivul literar al cavoului, din care euul liric nu întrevedea soluții de ieșire. Poezia se remarcă printr-o simplitate aparentă, printr-o simetrie compozițională, pentru că cele două catrene sunt construite pe baza lexemului, substantivului plumb, repetat de 6 ori în cele 8 versuri. Plumbul ca simbol. Prin greutatea lui specifică, acest element ocupă locul 82 în tabelul lui Mendeleev, sugerează apăsarea sufletească la care intelectualul din târgul de provincie era supus. Are o culoare cenușiu închis, sugerând monotonia, mediul meschin, plictisul. E un metal care se oxidează rapid, sugerând condiția umană supusă morții, urâtul existențial. Prin sonoritate, substantiv compus din 4 consoane și o vocală, sugerează spațiul închis, claustrarea euului liric. Cuvântul se asociază, alcătuind epitete, cu substantivele sicrie, flori, coroane, și devine un simbol al morții. Iar asociat substantivului aripi, sugerează zborul în jos, eșecul existențial. Vă amintiți, desigur, și metafora, epitetul metaforic, dormea întors amorul meu de plumb, și vă reamintesc faptul că poezia a fost scrisă cu ocazia vizitei pe care Bacovia o făcuse la cavoul familiei Sturza, sub impresia provocată de această vizită. Ne referim acum la secvențele lirice ale poeziei privite în paralel. Prima secvență lirică conturează un spațiu apăsător, închis, o atmosferă macabră a morții, sugerată prin cuvinte din câmpul semantic, precum sicrie, funerar, cavou, coroane. Verbele la imperfect accentuează tonul elegiac, muzicalitatea interioară a poeziei, perpetuarea stării de angoasă, de tristețe. Avem un tablou static în care singura imagine dinamică este susținută prin efecte auditive ale verbului scârțâiau. Cea de-a doua secvență lirică debutează sub semnul tragismului existențial generat de moartea afectivității. Metafora, dormea întors amorul meu de plumb, poate semnifica în plan concret iubita, mortul, la căpătâiul căruia stă poetul, să vegheze, sau în plan abstract, chiar iubirea receptată ca sentiment inaccesibil celui ce trăiește mai aproape de moarte decât de viață. Rămânem la atmosfera funebră, dezolantă, creată de poemul Plumb, recitând acum câteva versuri ale scriitorului, o mărturie a lui George Bacovia însuși. În poezie m-a obsedat întotdeauna un subiect de culoare, pictura cuvintelor sau audiția colorată. Pictorul întrebuințează în meșteșugul său culorile alb, roșu, violet, le vezi cu ochii. Eu am încercat să le redau cu inteligență prin cuvinte. Fiecărui sentiment îi corespunde o culoare. Acum, în urmă, m-a obsedat galbenul, culoarea deznădejdii. În plumb văd culoarea galben, compușii lui dau precipitat galben, sufletul ars e galben, temperamentului meu îi convine această culoare. Dragii mei, am convingerea că astăzi, alături de mine, ați reușit să recapitulați principalele teme și motive literare ale simbolismului românesc și universal. Ați înțeles că poetul simbolist este veșnic, nefericit, însingurat, se simte undamnat în societatea incapabilă să-l înțeleagă. Revenim acum la voi, pentru că sunteți tineri, frumoși și optimiști. Vă urez să fiți creativi și inspirați în abordarea subiectelor de bacalaureat. Mult succes și spor la învățat!